Sigur că femeia, spun Sfinții Părinți și nu numai, se mântuiește prin nașterea de prunci. Irina este încă tânără și mai are timp și de alți copii. Foarte mult suflet în cadrul fundației a pus o altă persoană care a lucrat ani de zile alături de noi, Irina Ionescu, o perfecționistă, o sufletistă, o persoană care s-a dăruit cu totul aproape lui până la jertfa de sine. Deci, atât pentru cauza creștină, cât și pentru aproapele. Irina, te rog să vii.